Bun găsit, prieteni! Avem un interviu special astăzi cu o persoană care apare rar pe posturile de televiziune, domnul Pietro Chiodi, cunoscut manager de jucători, reprezintă unul dintre cei mai importanți fotbaliști români. Salut, Pietro! Îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Ceau, Alex! Ceau, Alex! Salut toată lumea! Știu că nu prea-ți place să vorbești, dar uite, am reușit să te convingem. În primul rând, cum ai început să ai legătura aceasta cu fotbalul? De când pasiunea pentru fotbal? De mic? Cine te-a dus pe stadioane? Nu. Unde? Păi de mic cu tatăl meu. Mergeau la stadion cu tatăl meu și la toate meciurile de la AS Roma, de când am 4 ani și am crescut la stadion. Și asta e legătura mea cu fotbal, că până la un moment dat a fost o pasiune, după aia a devenit o muncă. Asta e chestia. La schimbare de la pasiune la muncă, cred că am pierdut ceva, pentru că era foarte frumos pasiune. Și la început ți-a plăcut numai să mergi în galerie sau chiar ai fost și tentat să joci fotbal, să te duci la fotbal? Da, chiar că îmi plăcea să joc fotbal, dar n-aveau talent. Și copilul meu și nu are talent și are pasiune. Da. Și numai la galeria. Eu urmeau tot timpul Roma și ca un nebun, chiar ca un nebun, și pentru că era un fanatic. Și de multe ori am făcut... Am văzut meciuri, deplasare, toată nebunie ce fac toate copiii. Și îți amintești atunci primul meci la care ai fost la Roma, nu știu, ce jucători, la început, ce jucători ți-au marcat copilăria? Nu, primul meci că mi-a vine în minte este un Roma-Verona, nu știu de când, când e sigur cu tatăl meu, și când era foarte, foarte mic. Juca la Roma, jucători care acum nu există, Santarini, Cordova, și toți jucătorii care nu există în momentul ăsta, sunt jucători de anii 70. În 1970. Da, 76, 7, așa, chestia asta. 50 de ani acum, nu? Da. Și dintre care peste 45 pe stadioane, nu? Da, da, sigur, 100% sigur. Dar a fost pentru mine pasiune pentru echipa de fotbal e ceva particular. Pentru că în viață schimb foarte mult chestiile. Dar pasiune pentru echipa de fotbal e greu să-ți schimbi. De când naști și mori. Și cum e în Italia? Ca și în România se percepe așa din părinți cu ce echipă ține tatăl? Da, sigur. La casa la mine e imposibil să devine un suport de Lazio. La mine în casă este o tragedie dacă vine ceva și dacă la mine mi-a venea un copil care de la Lazio ori, nu știu, de la altă echipă, pentru mine o mare problemă. Și atunci de ce m-ai primit la tine acasă? nu, copii, nu, musafir. Da. Frați, surori care au mai ținut? Nu, am o soră, dar nu are nicio legătură. Bine, ea e suport, dar de... Pentru că eu cunosc în România, de exemplu, frați care unul ține cu Steaua și altul cu Dinamo. Imposibil la mine. În familie... I-am cumnat de la Lazio, dar îl suport pentru că e prea bun. Și cum, anii copilăriei după aceea ce au urmat? Când ai devenit mare și ai început să te duci singur pe stadion? Da, am mers singur și la un moment dat am pierdut toată chestia asta. La un moment dat, la vârsta în jur la 23-24 ani, pierzi chestia asta cu fotbal, așa cum era înainte, pentru că e normal când mergi în galeria, ai nevoie să ai o vârstă. Da. O mentalitate de galerie. Dacă tu începi să ai o muncă diferită, dacă începi să faci chestia asta, nu e că nu suport chestia asta, dar ai nevoie de alte chestii și ai frică să se întâmple ceva, ai responsabilitate, asta, și chiar a apărut Sky, a apărut chestia asta și mai e comod în casă. De multe ori. Ai văzut de-a lungul vremii multe derbiuri Dinamo Steaua în România, pe vremea când ambele echipe erau importante, și vreau să-mi spui cum e atmosfera în comparație cu ce vedeai la Roma-Lazio. Se asemăna? Se asemăna. Chestia că când era derby în România mare, Steaua și Dinamo, era și rapid. Era și național, că vine în minte. Apoi Timișoara a apărut. Sportul studentesc. Da, erau multe echipe. În Italia, în Roma, sunt în Roma și Lazio. Atât. Asta. Și acolo, de zi în zi, se vorbește numai de asta, 10 zile înainte, 10 zile după. Și chiar dacă pierdi, ai rușine să ieși din casă. Nu e o chestie așa simplă, se întâmplă chestia asta. Ai avut cazuri când ai fost și super fericit? Da, eu chiar sunt, pentru că eu suferi foarte mult când pierdea Roma,
m-a învățat să nu fac mișto de nimeni. Aha. Pentru că n-am vrut niciodată să-mi fac mie. Am înțeles. Da. Asta a fost la mijloc. Da. Chiar când castigi derby, e ceva extraordinar pentru că te se pare că ești Dumnezeu. Așa e, da. Și cu bătăile așa între Lazio și Roma erau suporteri care se fugăreau pe străzi ca da, la... Da, da, da. Și cu Inter, cu Milan, au fost momentele că chiar n-ai minte în situația asta și te se pare că toată lumea e acolo, lume, cel mai important e la stadion. I-ai pe celălalt de la Inter, de la Milan, de la Lazio, de la orice echipă împotriva ta. Ce se întâmplă în situațiile alea, e greu să-i explic. Ți s-a întâmplat vreodată să fii prins în focul bătăilor? Da, și la Milano, și la Roma. Se întâmplă, la 16 ani se poate să se întâmplă. Și consecințe? Nu. Urât, că chestiile urât. A, chestiile urât, nu vorbim. Nu, că i-ai chestii de copilărie, de 16 ani. Și te se întâmplă, să dau un pumn, să dai, fai bătaie, asta. Asta chiar nu sunt mândru de chestia asta. Prima legătură cu România. Când ai venit prima dată în România și de ce? Eu am venit în România pentru că era o persoană în Italia că facea niște donații pe aici la Victor Babes, la spital. Aha, la spital. Și la un moment dat am făcut legătura cu el pentru că eu m-am zis tot timpul un om norocos. Ok. Se poate să ajute copiii asta de bolnav de SIDA împreună... Aha. Deci e vorba de acum 20 de ani. 20 de ani. Și când m-am întâlnit cu el și el m-a zis că avea nevoie de niște chestii. Eu la momentul ăla erau foarte puternic cu Mondo și în Italia. Terenuri. Asta, da, cu terenul, cu chestii de spital. Și n-am făcut toată pe cadou, toată etajul de la copii bolnavi de SIDA la Victor Babes și la Singureni. Asta e venita mea în România. După aia am venit aici, am văzut că era și business aici, se putea să faci ceva și am ușor reușit. Și zic că George Copos, Cristina Copos și Yolanda Balas și toată lumea au fost foarte, foarte... Marașescu și toată oamenii, Gabi Sabo, toată oamenii care m-au ajutat foarte, foarte mult pe mine. Ați adus terenuri sintetice, nu? Sintetice și piste de atletism, toată chestia asta l-am făcut noi, când era... Unde? Vremea. Și la Pro Rapide, amintești de cu George Copos? Da, mai la Pro Rapide, toată pista de atletism, de la Dinamo, de la... Aha. Toată, foarte, foarte mult muncă. Asta a fost prima de legătură cu România. Legătură cu România. Asta a fost prima de legătură. Și mergeai, începuse să mergi și la meciuri în România, nu? Da. Eu, bine mete, tot timpul un derby Rapid Dinamo cu stadion plin. Dinamo Rapid cu stadion plin. Că diferența l-a făcut portar. Foami. Lobont. Aha. Era în bancă Dinu și Lucescu. Da. Și Lobont era la Rapid? Nu știu dacă era la Rapid la Dinamo, dar mi-e vine în minte că... Cred că la Rapid, că nu l-a antrenat Dinu pe Lobont la Dinamo. Cred la diferență l-a făcut Lobont data. Da. Și când a început pasiunea pentru a manageria jucători? Sau cum? Știi că chestia asta... Parcă mi-am aminte că ai avut cu frații Becali. Da. Victor, eu prima dată vreau să mulțumesc foarte mult pe Victor Becali. Pentru că Victor e în inima mea tot timpul și Victor e persoană extraordinară. Și în plus, cu ei eu m-am înțeles foarte bine, și cu Victor mai mult. Și ați început să lucrați. Am început să lucrăm colaborare împreună. Dar după aia s-au despartit drumuri, înțelegi? Și eu am mers pe drumul meu și ei pe drumul meu. Nu e nimic de... A când ați început cu jucători? De mult? Nu știu, 2010. Care a fost primul transfer pe care l-ați făcut? Da. Împreună. La început. Da, împreună, că încă nu munceau eu chestia asta, pentru că l-am ajutat pentru că Cristi era un prietenul și meu, da? Chivu. Da. Și era o nebunie mare la Roma cu Cristi, cu transferul Cristi de la Roma la Inter. De la Roma la Inter. Și acolo
am ajutat pe Giovanni și pe Cristi, pentru că vorbeau eu acolo cu AS Roma, care erau și prietenii mei. Asta a fost mai mult. Și după aia m-am plăcut chestia asta, a început cu Stoian la AS Roma, cu Laden, cu Pena, chestia asta. Stai puțin să mă lămurești. Deci cu Chivu ai devenit prieten înainte de transferul de la Roma la Inter, când a venit el la Roma, nu? Da, dar în 2003 eu cum? Sunt plecat cu Chivu. Pentru că m-a sunat Giovanni. Așa. Și fii atent că vine Cristi la Roma, se ai grijă, ala. Și el a stat un an în casă la mine. Aha. El singur și el a stat acasă la mine și... Da. Eu cred că de acolo am devenit frați. Am o legătură foarte, foarte mare pentru că privește pe Cristi, e tot timpul inima mea. Povestește-ne puțin perioada lui Chivu de la Roma, cum? De la Roma? Da, cum? Sunt și foarte mult glumele. Glumele de, în sensul că eu de când în când veneam la mine acasă. Mama mea, care tot împreună cu Cristi, da, Chionero, așa, că Cristi era vorbea doar italiană. Da, că era, da. Cristi avea 23 de ani. Da. Și odată, de tempit când sunt noi, așa. Și facem o glumă cu mama mea, se suna Capello. Aha. Să sună pe Capello. Nu, că e Capello, dacă suna casa Capello, se așa, se povestea așa. La un moment dat am făcut chestia asta că am sunat că era Capello. Ca să verifice dacă e Chivu acasă. Era acasă, da. Doamne, ce minciună a zis mama mea că am râs cu Cristi. Și de fapt, și Capello cine era, tu? Nu, Capello era altul prietenul meu, nu i-am ascultat în zece. Și Cristi nu era acasă. Nu era acasă, era cu mine și nu i-a sunat pe mama mea. Și a început să minte mama. Da, de toate a zis. Asta sunt chestiile, mai mult de Cristi la Roma mi-e vine în minte cât s-a presentat afară din casa mea când a făcut 11 victorii consecutive Roma. Da. La un moment dat Cristi s-a prezentat afară casa la mine, că era sub mașina cu muzica, că dansa pe mașina pe sus. Și asta amintire frumoasă și amintire foarte, foarte frumoasă când a castigat Champions League după 6 luni de la incident la cap și a fost foarte emoționant pentru mine, pentru că chiar el e un frate. Te-ai speriat atunci cu accidentul? Da, eu după 3 ore ieri la Verona. Ai plecat imediat. Da, că la noi era o festa mare. Când era ianuarie. Nu, era 6 gennaio, că este o 5, că e festa la Befana. Da. Și eu stau acasă, se juca meciul la 12. Da, 12:30, da. Și s-a întâmplat chestia asta și timp de ajunge la aeroport, iau primul avion pe Verona și sta la Verona. Cum a fost Cristi văzut la Roma, Chivu la Roma? Chivu la Roma a fost iubit tot timpul, dar chiar e normal că suporte, el se rupea de zile în zi, de două zi în două zi se rupea, dar nu e și vina lui și sunt momente în fotbal că se întâmplă chestia. Asta, după aia s-au certat foarte mult, acum e iubit, a fost iubit. În momentul actual, el înainte când venea la Roma, după că s-a terminat cu Inter, era foarte... Acum, când vine la Roma, mergem împreună, vezi că toată lumea iubește pe Cristi. Și și antrenorii îl plăceau cum? A avut antrenori mari, nu? Începem cu Capello. Capello, a avut Spalletti, a avut Bruno Conti, a avut Feller, a avut mulți antrenori, da, Prandelli. Venise din postura de capitan al Ajax, nu totuși, da, la vârsta lui? El, clasă lui Cristi și educație și personalitatea lui Cristi nu se discută. De ce Chivu s-a adaptat și a ajuns mare și mulți fotbaliști români care pleacă în străinătate nu reușesc acum? Ce avea Chivu? Bine, chiar nu vorbim numai de Chivu, și vorbim și de Mutu, pentru că Mutu și cu toate chestiile ce are. Mutu, Lobons, Contra, mulți care s-au reușit. E altă generație. Eu zic că era altă generație, că era obișnuită în altă manieră. Și acum, dacă vezi că acum afara este numai de la nivelul important, numai Radu, Chiricheș și Tătărușanu. Toți jucătorii că sunt de la 86 la 89. Da. Ok? Toți jucătorii că... Dacă tu vezi, după Revoluția, repede, da, după Revoluția, de 90-95, nu există aproape niciodată, numai Stoian e la Crotone. Da.
în campionat, eu zic Anglia, Germania și ce asta, asta. La, că, bine, și Maxim. Da. Dar că a reușit, că a mers afară și cu, de la 16 ani și a reușit să rămână acolo, în momentul actual de 5 ani, de la 90 la 65, e numai, numai bine, cu excepția și Boulder. Bine, dacă mergem în 96 și... Așa mai este Pantelimon, și Pantelimon, care da, a fost în Anglia în non-stop și acum apără la Nottingham, dar a stat foarte mult, n-a apărat. Sunt jucători, dar ala de înainte 90 stau la nivelul mai înalt. Da. Mai înalt, sigur, sunt tot. Care e cel mai tare meci al Romei de care ți-aduce aminte, care ți-aduce cea mai mare bucurie și care ți-aduce cea mai mare tristețe? Nu neapărat în perioada în care juca Cristi, în general, așa. Nu. Normal că Roma-Barcelona, ultimul meci. 3-0, da. Și eu nu cred că am fost așa de fericit la stadion cum am văzut ala și cu Roma-Parma când a castigat campionatul. Da. Dar la Roma-Barcelona, eu cred că mă amintesc pe toată viața. Ochii lui Mateo, copilul meu, da. Când a terminat match, că m-a uitat să dau la mine și m-a zis ce se întâmplă, ce s-a întâmplat aici și nu e treaba noastră asta, noi nu poți să facem chestia asta. Da. Și chiar i-am crezut la un moment dat că arbitru ia minge, da, în poartă singură și la ultimii 5 minute, ceva că nu e de noi chestia asta, zicem. Da. Și ca dezamăgire așa mare, tristețe? Distețe... La Manchester atunci? La Manchester a fost... La Manchester a fost o mare tristețe și chiar anul trecut, pentru că de la anul trecut am avut și pasiune și muncă într-o la Roma și am fost foarte, foarte greu pentru mine și anul trecut se resimte așa și pasiune și muncă împreună la chestia asta. Tristețe de la de meci de la AS Roma e greu pentru că sunt multe. Înțelegi? Da. Când o vedem pe Chivu la Roma? Chivu a avut o propunere, am înțeles, să devină secundul lui Francesco. Luam acolo, iubesc pe Cristi. Da. Pe Cristi tot timpul. Și mai mult în societate. Și lasă suport, dar el în AS Roma e văzut, nu bine, foarte, foarte bine, ca om și ca profesionist. N-ai scăpat de România, a plecat Chivu de la Roma, a venit Lobons, nu? Da. Ai avut pe Lobons și în continuare. Da, și Lobons. Cum e? Super, super, treaba lobby și el e un prieten foarte bun. El, dacă cineva, dacă se uită la Lobons, se înveți foarte, foarte mult de cum se stai în echipă, cu sacrificiu, cu munca și cu respect. Și pentru că toată lumea zice, au, la Bolță, încă un an, încă doi. Mamă, s-a fost foarte important. În AS Roma, în 10 ani că a fost acolo. Te-a surprins că s-a retras? Nu. Sau știe? Nu, el, dacă el a vrut, poate să prelungească. Prelungească încă un an la Roma. Da. Dar n-a zis că nu se simtea. Și ce face acum? Antrenează copiii la AS Roma, nu? Antrenează Roma, a făcut un program. Un program de perfecțiune de la jucători. Sunt 6-7 antrenori care merg de la copii de la 12 ani până la 11. Și el face chestia asta pentru că Roma i-a dat acceptă să vină la echipa națională, Roma i-a dat acceptă să face școala de la antrenor și Roma vrea să rămână acolo cu ei. A avut oferte foarte bun lobby, să fie antrenor secund, să fie antrenor și dacă nu avea permisul în Italia. Și în Italia și în România. România, da, știm, România. La Craiova și la Națională. Și România și el n-a vrut. Da. Dacă cu Cristi, care e mai liniștit, ai amintiri frumoase, cu Lobons, care e mai nebun, așa trebuie să ai vreo nebunie făcută pe la Roma. Nu, să știi că sunt două vârste diferite. Când a venit Lobons, când a venit Cristi. Cristi a venit la 23 de ani, Lobons a venit la 30. Matur. Deja era matur. Înțeles, și deja era cu Iulia, deja sunt două chestii diferite. Chiar și am amintiri foarte, foarte frumoase și cu Lobby.
Mutu, cel mai mare român care a jucat în Italia cu peste 100 de goluri date în Italia, cred că niciun român nu va mai putea egala lucrul ăsta. Cum a fost? O mașină incredibilă. Nu are nicio explicație. Explicație ce facea Adrian. Da. Pentru că Adrian era un talent. Chiar pur. E un talent. N-ai ce să... Și mai mult că eu beau foarte mult pe Adrian la vestiar. În toată parte. Uite că toți trei vor să antreneze, au pasiunea asta. Chivu a început la Inter, la copii, nu? La Under 14? De ieri. De ieri? Ai vorbit cu el? Da. Cum e? I-am făcut, i-am zis... Baftă, da. Ieri dimineața la 7:30 l-am sunat, înainte să începea. Și îi place? Crezi că o să reușească? Nu știu, vedem. Săptămâna viitoare merg la el și vezi ce zice. Da. Și eu sunt emoționat cu el. Și tu ești. Lobon ție și el la Roma, da. Și Mutu, uite, a ajuns să antreneze. Bine, Mutu eu îl cunosc, dar n-am, nu vorbesc des cu el, da? Da. Dar cu Lobby și cu Cristi, poate că vorbim aproape toată zi. Și de sigur 2-3 ore pe săptămână vorbesc cu ei. Dar pe toți trei crezi că îi ajută faptul că au fost antrenați de antrenori mari, că au lucrat cu antrenori mari de-a lungul timpului și că poate și-au luat notițe, au învățat ceva? Eu zic că lume zice că Cristi poate să devină un mare antrenor. Da? Ma asta se vorbește, da? Și Lobby, tot antrenor ce a avut Lobby, de la Luis Enrique, la Spalletti, la Ranieri, că a avut foarte bun și Di Francesco, zice că Lobby devine un mare antrenor. După aia ai nevoie de noroc, de ala, de ala, de mult, dar asta se vorbește. Cristi e mai celebrat, e altceva, sunt două tipi foarte diferiți, dar ambele cred că pot să avea succes. De Mutu nu știu. Mutu, te-am zis, nu l-am în radarul meu pentru că am prietenia toată, dar n-am confidența cam cu, da. cu Cristi și cu Lobby. Uite, eu am remarcat că fotbaliștii care sunt statornici, care stau mut la un club, reușesc. Cristi a avut Ajax, Roma, Inter, trei echipe. Lobby, uite, a stat foarte mult la Fiorentina, după aia la Roma. Și vreau să te întreb, uite, de Radu Ștefan, 10 ani la Lazio, cum Radu, e văzut Radu, el? Radu e un exemplu pentru toți, de ce el a fost un profesionist serios, el a știut până unde poate să duce și fizic, și minte, și toate, și a făcut tot timpul o alegere pentru respect de cine îl plătește și pentru familia. Da. E un om și un jucător foarte celebrat. Dintre Roma și Lazio, cu cine e mai ușor să lucrezi? Cu Roma sau cu Lazio? Eu... Cu Roma. Pentru mine cu Roma, pentru că nu... Dar acolo și dificil președinte, multe chestii. Hai să trecem la actualitate. Di Francesco, nu? Da. Este manageria de tine, nu? Da, Eusebio. Antrenorul Romei. Da. Da. A fost coleg cu Cristi? A fost nu? Eusebio era team manager la AS Roma, când el juca la Roma. Când Cristi sunt prieteni foarte buni. Sunt. Se știu, da. După Roma-Barcelona a stat împreună la masă până noapte cu Eusebio și Cristi. A fost delegat de la UEFA, de Cristi? De la UEFA, da. Am înțeles, da. Da. Cum ai ajuns să pui din galerie? Ai ajuns să pui antrenorul la Roma. Dar asta să știi că când l-am făcut, ziua că am făcut chestia asta, m-am gândit la tatăl meu. Că a murit acum de mulți ani, dar bine, și acum am emoție. Pentru că să știi că de la un copil de la galerie se devine un manager și face antrenor la AS Roma, că tu ai antrenor, nu e că ai un jucător. E diferit chestia, pentru că dacă tu ai un jucător, ai un jucător. Dacă ai antrenor, ai cheie de la echipa. Și chiar ești coinvolt mai mult în tot ce se întâmplă și în toate chestiile. Asta e. Nu e când antrenești, când tu managerezi la antrenor, e altceva de să managezi pentru să ești impresionat de un jucător. Două chestii total diferite. Chivu, la mine place. Chivu și Lobon s-au înțeles bine cu Di Francesco? Foarte bine. Foarte, foarte bine. Ma Eusebio e un tip foarte simplu.
foarte, foarte simplu. Și e un tip că nu, dacă îl întâlnești, n-ai cum să poți să iei, te bagi în dificultate. Te-a întrebat de vreun fotbalist român din generația actuală? Pentru că vara asta s-a spus că a avut ofertă Răzvan Marin de la Steaua. De antrenor, de jucători din România, sunt două fașe. Ala că poate să fie jucători importanți și ala că deja sunt. Da. Sunt două chestii. Exact. Chiar el, dacă tu îi vorbești de Tătărușanu, de Chiri, de Marin, îi plac toate. Știi? Da. Și dacă vorbim de chestia de jucătorii de viitor, el chiar place foarte, foarte mult Manea, că este că sunt aici în România. Da. Manea și Yanis place foarte, foarte mult. Și el, nu știu dacă pentru mine sau pentru altceva, dar urmărește foarte, foarte mult campionatul din România. De când în când mi zice, acum a ieșit cu chestia asta acum de două săptămâni cu Drăguș. Da. Și el știe de Drăguș, el știe de Pitu, el știe de Man în sensul că la un moment dat, ce s-a întâmplat? Că în Italia e și chestia asta cu Man. Da. Masura zice, cine Man? Ok? Și Man s-a uitat la cine Man de chestia asta și vezi că și asta e jucătorul bun. Vezi că tu, că zice că oamenii că în România nu sunt talente. Sunt talent, înțelegi? Și asta. Hai să vorbim puțin de perioada de transferări din vara asta, să te întreb de câțiva jucători. Tătărușanu, de ce n-a ajuns la Napoli? Mai are un an de contract cu Nantes. Are un an de contract cu Nantes. De ce n-a ajuns la Napoli? Da, chiar el a luat decizia asta să rămâne acolo și pentru suport și pentru să respectă echipa Nantes. Pentru că la 2-3 zile înainte se închide mercatul și asta și era și greu la ei să găsesc alt portar. Și chiar a fost o decizie foarte grea pentru el, pentru că oferta a fost și a fost mare. Acum, vedem ce se întâmplă. Peste 6 luni poate semna, nu? Cu orice echipă. Nu, încă nu poate semna nimic pentru că el are o opțiune dacă face toate meciurile. Prelungire. Îl vrea Ancelotti? Ancelotti îl vrea la Napoli? Da. A vorbit și cu Ancelotti? Da. Vrea Napoli. Da. După aia, toate alte chestii, sunt al nostru. Chiricheș, de ce a rămas la Napoli? De ce? Chiricheș a avut o ofertă de 15 milioni. Și Napoli, Ancelotti n-a vrut să-l da. Fenerbahce sau? Nu, în Italia. În Italia. Și nu a vrut să-l da, că i-a zis că pentru el e un jucător de bază pentru el. A făcut contractul nou de 5 ani și eu cred că e foarte mulțumit acum la Napoli. Dar crezi că o să joace mai mult sau probabil pe asta s-au bazat ca pe trei fronturi, patru și... Da, eu cred că el reușește să faci 25 de meci anul ăsta. Face. Da. Așa. Radu Ștefan, de ce crezi că a rămas la Lazio? Radu Ștefan e Lazio. Lazio. Și Radu Ștefan e emblema lui toată suporter. Nu poți să le tragi de acolo, cum poți. Dacă vinde, eu cred că dacă vinde Radu Ștefan, l-o bat pe președinte. Răzvan Marin, cel mai în vogă fotbalist român. Răzvan Marin este un băiat extraordinar și cu o inteligență extraordinară. Și e un jucător că eu cred că ajunge la un nivel mare pentru că el înțelege că are nevoie de liniște, se crește. El clar gândește ca un om de 40 de ani. Rămâne la Standard? Nu știu în momentul ăsta. Pentru că au început, au fost zvonuri cu Roma, presa franceză anunță de Monaco. Știi ce? Că mercatul în Franța, în Belgia, în Alemania, în Spania, e încă deschis. Nu se știe niciodată ce se întâmplă, dar chiar el e mulțumit acolo. Foarte, foarte mulțumit. Eu știu pe Răzvan de când era tata, pentru că-s prieten cu tatălui. Contează și faptul că tatălui a fost fotbalist și educația, spiritul pe care l-a primit, în comparație cu ceilalți fotbaliști cu care lucrezi. E altfel? Chiar el are o mentalitate, nu poți zice că dacă e copilul fotbalist. Da. Chiar e copilul de un tată. Că la, și e familia că l-a învățat foarte bine, care sunt valori din familia și din lume unde trăiește. Asta.
Asta e important. Pentru că poate că tu ai un tata că e fotbalist și ai multe alte probleme în sensul ăsta. Dar sigur e o familie foarte bună de Răzvan. Și cred că că am noroc în sensul asta, că toate familiile de băieții care lucrez cu mine sunt foarte, foarte bune. La fel e și la Ianis cu Gica Hagi? Giga, știi că Ianis a făcut un percurs diferit. Un percurs diferit în sensul asta. Eu sunt sigur că el ajunge la mai mare nivel, dar nu toată avem la fel de drumul. De multe ore, ai nevoie să faci două pase înapoi, nu te faci cinci înainte. Eu cred că asta a încercat să fac Ianis să se relanseze pe campionatul din Europa. De ce n-a jucat mai mult la Fiorentina? Da, asta sunt chestiile și tehnice și nu știu de ce alte chestiile, dar chiar băiatul merită. Crezi că a făcut bine că s-a întors la Viitor? Înțeleg că erau oferte foarte bune din străinătate, nu? Era o ofertă foarte bună de la Sevilla. La Sevilla. La Sevilla. Și chiar cu Giga și cu Ianis am ales să stau mai mult aici, 6 luni, pentru să refaci tot, că de la Fiorentina chiar a pierdut multă minute de joc de chestia asta. Eu cred că alegerea e bună și el se pregătește să se facă pasul înainte acum, dacă nu e în momentul ăsta, că sunt oferte, dar chiar are dreptate Ianis că vrea să înțelege bine proiectul. Pentru că nu are, o să merge în dreapta, în stânga, dacă vrei, Ianis e ala. Tu știi care e și pe ala folosești. Am vorbit de jucătorii din străinătate pe care îi reprezinți, deci Tătărușanu, Chiricheș, Stoian, Răzvan Marin. Ce ai în țară? Înțeleg că la Steaua, la Craiova, la Viitorul, da, sunt cei mai importanti, nu? Țara este Coman, Tănase, la Steaua. Coman, Tănase, Nedelcu, Benzar și la Viitorul, Drăguș și Baluța și Mațan și sunt la Craiova, Mitrița, Baicu. Și ne cicăldau și acum poate că nu mai vine toți. Ce vindem? Vine ceva din spate? În ce ne spui tu? Pentru mine sunt din spate. Vine multă muncă că a făcut, nu știu, Giga, o toată academia asta. Vine foarte, foarte bine pentru 2002, 2003, 2004, 2001. Sunt jucători foarte, foarte buni. Și plus, cred că acum am o senzație că jucătorii și ala înăuntru, scuze-mă, Manea, am zis pe Manea de la CFR, au început să lucrez, să investesc în ei, cu preparatorul fizic personal, cu mental coach, cu asta, și jucătorii din țara, nu jucătorii mai de afară. Și băieții din țara, la mine, sunt mulți, că muncesc cu preparatorul fizic personal, cu nutriționista personal, cu mental coach personal, pentru că da, undeva am nevoie să schimbă ceva. Da. Nu știu unde, dar că e imposibil cu calitatea ce au să nu se pună afară. Cu cine ții din România? Cu Viitorul, cu Craiova, cu FCSB sau cu Nai? Nu, n-am. Normal că eu ca chestia asta am crescut cu la Viitorul. Da. Când joacă Viitorul, tot timpul mă uită pentru că, bine, eu cu Giga, cu asta și nevoie să mulțumesc foarte, foarte mult Giga pentru încredere că a avut în mine și normal că Viitorul simt echipa mea. Se lucrează greu cu Gica Hagi și cu Gigi Becali, cu care se lucrează mai greu sau cum e cu ei? Nu. Și pe ambele. Eu, și sunt persoane diferite. Da. Sigur, dar eu mă simt bine cu ambele și cred că ei mi respect pe mine. A avut o perioadă grea Florinel Coman, criticat, acum pare să fi renăscut. Care e secretul? Cum? Asta te zic eu. Când el prinde conștiința, da? Că pentru să faci pasul următor, ai nevoie de niște chestii și tu investești în niște chestii pentru viitorul tău, acolo schimba toate.
Florinel, un moment actual, are un program de el, făcut de el, pentru să devină un mare jucător. Și se vede foarte mult. Antrenori italieni, români cu care lucrezi, cu care ești prieten, care colaborezi? Am vorbit despre jucători, să vorbim și despre, da, în afară de Di Francesco. Cu Rosvan, cu Mangia, cu Zenga, cu asta sunt și prea și muncesc. Cu Giga, cu toate astea. Mi-aduc aminte că Răzvan a fost la Sassuolo, nu? Când era Di Francesco antrenor. Când era Di Francesco, da, pentru că îi place să meargă, îi place. Sunt prieteni foarte buni, sunt Di Francesco. A fost o săptămână, 10 zile la Sassuolo. Și Monchi, seara când a dat afară Basilea, pe Basel, că Roma a urcat la coeficient, da. Coeficient la 1-2. Da, cap de și la 1-2, da. Toată sună pe Rosvan, mulțumesc că ala, vezi un meci împreună. Tata, i-am zis, stai, te rog frumos. Și pentru mine, comisiune de la 1-2, nu o să vine. Mergi și la meciuri și la PAOK? Mai mergi? Da, am mers și două săptămâni pentru Sparta. Cu Sparta, da. Aha. Da, și mergem. E adevărat că Răzvan a avut oferte din Italia? Da, multe. Da? Multe. Răzvan e un tip... Sampdoria, Crotone. Sampdoria, Crotone, Chievo, Pescara. Și Răzvan e un tip foarte respectos. Și Laxanti Skoda n-a vrut să lasă pe președinte așa. Anul asta a zis că vrea să se răzbune cu toată lumea pe acolo. Și asta e. Și e bine să se simte bine el, că acum sper că merge în Champions League. Va putea ajunge în Serie A, că a fost și tatălui? Și... El crede că poate să ajungă. Poate că ajunge. La un moment dat ajunge, la undeva ajunge, că nu poate să rămână acolo. Înțelegi? N-ai cum. Naționala României o urmărești? Da. Îmi place foarte mult Contra. Da? Da. Și pentru că e greu la o echipă națională să-ți dai o tactică. Dar el îți da mentalitate și atmosfera. Asta e bine. Avem șanse, crezi, acum cu Muntenegru, cu Serbia? Da. Mergi la meciurile astea? Da. Cel cu Muntenegru e fără spectator. Da. Eu cred că da. Eu vede... O echipă din echipa națională din România foarte, foarte bună. Foarte, foarte bună. Chiar n-a avut încredere în ea, dar sunt. Sunt jucătorii, n-ai cum să nu sunt. E calitate. Și mai multe jucătorii din România au nevoie de meciuri internaționale. Fără meciuri internaționale, n-ai cum să joci la nivel înalt. Asta e. Acum ai jucători și la Naționala de tineret, nu? Da. A venit Rădoi antrenor, tot un fost fotbalist mare. Crezi că dacă vor avea rezultate la tineret, vor putea ajunge și la cluburi mai mari? Eu nu cunosc pe Rădoi. Da. Și mi se pare un tip foarte ok. De ce am văzut eu pe televizor, pe asta? Ca antrenor nu-l cunosc. Dar deja dacă este un tip corect, deja... mai mult cu copii de la Under 21, e foarte, foarte important. Da. Întâmplări cu Gigi Becali? Întâmplări haioase cu Gigi Becali? Gigi e... Îmi place foarte mult să stau cu Gigi. Da. Și, da. Pentru că... Toată lumea zice că e nebună, dar chiar e nebunia lui. Da. Cum zice lumea. Are o logică. Și în multe chestii îți dau dreptate. Da. Știe fotbal? A învățat fotbal? Se pare că cunoaște? Fotbal e subjectiv. Așa e. Poate că eu cu tine vorbim de fotbal și ambele nu avem adevăr. Dintre fotbaliștii mari care au trecut pe la Roma, cu cine ești prieten? Cu cine ai mai vorbit? Cu ce? Eu cu toți sunt prieten. Eu stau de multe ore la Trigoria și pe toți, cu Francesco, bine, cu toți. Și am fost aici cu Francesco de multe ore aici în România și cu toți și să sunt acum, nu există problemă.
Ce a făcut tot în România? A venit să urmărească meciuri sau ce? Nu, una care a jucat odată Roma Steaua. Meci de prezentare. Meci de prezentare. Și altă dată am venit numai noi pentru treaba noastră așa de plăcere. Și că n-a știut nimic. De două ore am venit aici cu el și n-a știut nimic. Cum te-ai simțit la retragerea lui? Ai fost pe stadion? Da. Retragerea lui se pierde un piaț de copilărea mea. O parte din copilărea mea și o parte din visul meu când a câștigat campionatul, Roma. Și chiar el e un tip foarte special, ca tip și e incredibil de, ca persoană, ca om, de sufletul și un tip foarte, foarte bun. Ce face acum Toti? E vice-director cu Monci. Da. Poți, e acolo și... Eu cred că a fost și greu pentru ea să chestia de retragere, pentru că nu era pregătit. E prieten bun cu Lobos, nu? Foarte bun. Foarte, foarte bun. Cu Cristi mai... Da, cu Cristi mai. Da. Așadar, dacă am face o echipă dintre fotbaliștii cu care ai lucrat și cu care ești prieten, 11 jucători, așa să-i punem acum pe hârtie, așa, care ar fi... Dacă vezi, dai două portari... Îți dau doi portari, da. Îți dau Lobos și Tătărușanu, nu? Bun. Dacă îmi dai două portarii, da. Și Răzvan Lucescu? Ce facem cu trei portarii? Nu, Răzvan Lucescu pune pe bancă. Punem pe bancă, da. Da. Bine, păi dăm și rezerve. E... Fundași avem? Patru fundași avem, Chiricheș. Da. Și chiar în stânga, Radu. Așa. Radu. În dreapta, eu zic Balașa. Balașa. Pentru că, bine, acum ai Benzar, ai Manea, da, ok. Dar Balașa totul l-ai adus la Roma, nu? Da, dar în momentul actual Balașa a scăzut puțin, da, de chestia asta, dar calitate multă. Dar chiar Benzar, Manea mai mult de viitorul. Manea e un jucător care are o forță incredibilă. Puțin jucători au o forță incredibilă așa cum are Manea. Da. În sensul ăsta. Și înalt, bine făcut. Da, și are el, poate el are juca forță. Și fundaș central? Da. Bun. Dacă avea 3-4 cm în plus, bun. Da. Deci pune Manea cu Manea, pune Manea cu Chiricheș. Așa. Radu okay. Stânga, Balașa. Nu, e Benzar la dreapta. Ok. Dar Balașa, zicem că a ratat ultimii ani, dar ca la început era și Radu Ștefan în stânga. Asta Radu Ștefan în stânga. 4-3-3 sau 4-4-2. Cum vrei tu? Cum vrei? Unde îți băgăm pe Chivu? Da? Trebuie să băgăm în fața apărării. În fața apărării. Așa. Normal. Și pe Cristi în fața apărării. Stoian ce joacă? Stoian dreapta. Dreapta. Și pe Tanase? Stânga? Nu. Peste Marin. Răzvan Marin. Deci jucăm 4-3-3. 4-3-3. Și jucăm în față cu Tanase, cu Coman. În fața jocul cu Coman, toată Coman, viața. Da. Numărul 9. Așa. Și după aia Tanase și Ianis în dreapta. Da, asta poate să fie. Și avem pe bancă Mitriță. Pe bancă ai 10.000 de jucători. Mitriță. Se știe că și mai România nu înțelege ce nivel de jucători are. Dacă tu întrebi afară de ce jucătorii astea nu iusesc să facă salt, nu înțeleg oameni. Uite, Mitriță n-a prea jucat în Italia. A jucat la Pescara, da? A făcut 18 meci în divizia A. Nu e simplu să facă 18 meci în divizia A și un gol. El a fost determinant când a fost în divizia B. Mitriță, când a intrat, a făcut 30% de puncte că a luat Pescara să vină în divizia A, l-a luat cu Mitriță când a intrat. Da. Bun. Și în plus, în chestia asta, președinte de la Pescara pe Mitriță, el are nevoie de un meci, numai un meci să ia bonus și i-a dat bonus și fără un meci. Stoian cum a reușit în Italia? Pentru că el nu jucase în România, nu era un nume în România când a plecat. Și acum Stoian nu e cunoscut în România cum a cunoscut e în Italia. E convocat la național. Da, numai Stoian e în Italia, dar tu mergi cu Stoian, toată lumea cunosc pe Stoian. Toată lumea cunoște. E jucător că a făcut 100 de meci în divizia A, 100 de meci în divizia B, n-ai cum, a fost trivelit. Și a fost și accidentat o perioadă, a avut o problemă de sănătate. Nu, aproape moare. Așa e, nu? Ce a avut? Un virus? A avut un virus că de la pulmon, pulmon, a mers la creier. Și el a avut o poveste foarte urâtă că a riscat să rămână pe
Cărucior. Da. Și l-au salvat, zic și eu, l-au salvat. Cum? E, se ia pe avionul, pe ala, pe, n-ai cum, nu se știe de unde se ia e, chestia asta, ea s-a întâmplat la el. Joacă bine? Mulțumit acum? Da, da. Și el a avut oferte de la Torino, de la Atalanta și n-au zis da la Crotone, bine, și acolo am 6 luni și în plus Daniela, acum ei aștept un copii, stăteam cu soția și are nevoie să stă acolo acum încă puțin de timp, se naște copii și după aia. Cum s-a înțeles cu Zenga? Bine, bine, bine. Zenga a avut ghinion? Nu e numai de ghinion. Zenga, dacă vezi bine ce s-a întâmplat în Italia, zicem că i-au furat foarte multe meciuri, nu la Zenga, la Crotone. Da. Îl vezi revenind în fotbalul românesc, nu știu, poate să antreneze din nou Steaua la un moment dat? Vorbește, sau? Pentru mine, Walter e un antrenor foarte, foarte bun. Foarte, foarte bun. Și mai mult pentru chestia asta cu Steaua, cu asta. Și ultima amintire lui Steaua, foarte bun, e cu Walter, cred. Cred, nu știu, dar... Semifinală cu Olăroiu, cu Boro și cu Walter au jucat atunci, au eliminat pe Vilar. Nu știu, mai eu îmi minte că... Au jucat, da, au avut rezultate bune. În, da. E eliminat la penaltiuri pe Valencia, înainte. Vezi, înainte. Mi-e vine în minte chestia asta. O Valencia cu nume mare atunci. Da, și asta e. Walter, pentru mine, e într-un foarte, foarte bun. Ce urmează pentru tine? Unde ne revedem? La Belgrad ai zis că mergi să vezi Belgrad, România. România. Ai vrut să vii parcă cu Di Francesco să vezi Muntenegro? Si, ba, e port închis. Port închis, nu? E port închis, nu are rost. Și... Te pregătești de Liga Campionilor cu... Da, cu... Să ne uităm de Liga Campionilor cu Rosvan și cu... Cu Roma Sergi. Și cu PAOK, nu? Și cu PAOK, da. Și asta și cu UEFA League, cu alte meci, cu toate. CFR și FCSB crezi că se califică? Eu sper, pentru că e foarte, foarte important pentru băieții. Ai meciul internațional, e foarte, foarte important pentru că pe picioarele, dacă ai meci internațional, oamenii se uită la tine. Dacă nu ai meci internațional, e foarte, foarte greu. Aminteam la început că nu prea apar, nu prea vorbești, dar așa o ofertă mare pe care ai avut-o pentru un jucător și care n-a ieșit, nu s-a realizat sau despre care nu știe lumea și care a trecut acum, despre care putem să vorbim. Bine că uite Chivu, de ce a plecat atunci de la Roma la Inter când avea și Real și Barcelona? Și Real și Barcelona și toate chestia asta și nu mi-a venit acum în minte nimic de chestia asta, dar și anul trecut Vlad l-a vrut Roma și l-au dat. Kirikeș. Spre Kirikeș. De la Napoli la de Roma. De la Napoli la Roma. Și acum oferta de 15 milioane a fost din Italia, de la Sampdoria, din Italia. Ah, nu din Italia. Din Italia. Deci de la Sampdoria de 13. Poate se realizează în viitor și de aia, vrei să spui, de 13 au avut de la Sampdoria. De 13 de la Sampdoria. Da. Și nu, chiar nu, era imposibil. Când chestia asta se fie imposibil, e imposibil. N-ai cum să te duci acolo și faci galagie asta, că este unde poți să faci chestia asta, unde nu poți să faci. Da, uite, când ai Real și Barça și alegi Inter, se poate spune că a fost inspirat că a luat Liga Campionilor. Da, și că și în partea cealaltă e la Liga Campionilor. Avea de unde se alege. O să mai ajungă vreun fotbalist român să joace la Real, eu Barça, cum Juve, eu, cum am avut pe Hagi, pe Popescu, pe Chivu, pe Mutu. Nu știu cât timp, dar sigur calitatea e multă. Calitatea e incredibilă. Calitatea, că e România, e incredibil. Vârful acestei generații, Răzvan Marin, el poate ajunge la o echipă mare? Crezi că poate juca la... El, ala că e mai aproape. Am făcut deja primul pas. Ala ce mai aproape, da. Și de ce ved eu, și băieții au nevoie să începe să se uită la el, pentru că el poate să fie locomotiv. Faptul că a ales standard, e exact parcursul pe care trebuie să-l facă un fotbalist român să nu meargă direct la o echipă mare, pentru că uite, ai avut jucători care au venit din România la Roma și n-au reușit. Nu reușesc pentru că campionatul e foarte diferit. Foarte, foarte diferit. Și intensitate, și rapiditate, și forță, și toate. Și nu ai cum să te adaptezi foarte repede la chestia asta. Alte pasiuni înainte, în afară de fotbal? Eu zic că mi cunosc pe mine, eu sunt un tip foarte umil.
Da, eu am familia, am munca și am copii și am tot ce trebuie în, în sensul ăsta. Normal că după aia place să călătoresc cu familia, se place să se merg la sala, să fac toate chestia, citesc, mă uit la film, la toate chestia asta, dar un tip foarte normal. Top 3 antrenori preferați? Antrenor meu preferat? Da. Acum e primii trei așa antrenori. Acum e Eusebio. Di Francesco, da, da, da. În sensul că... Da, și lucrez, da? Da, nu că lucrez, că e antrenor. Și... zicem că... la nivelul înalt, înalt și Sarri e antrenor foarte, foarte bun. Și al treilea? Al treilea poate să fi... Allegri, pentru că se gestionez toată chestia asta cu Juventus, 7 ani se castigă campionatul, nu e simplu. Guardiola sau Mourinho, dintre cei doi? Guardiola. Guardiola. Da. Top 3 fotbaliști de-a lungul vremii pe care ai văzut și care ai lucrat și care îți plac foarte mult. De când ce am lucrat o ce n-am lucrat, bine. Tot. Top 3 fotbaliști preferat. Top 3 pentru mine... cine e normal că Francesco pentru mine Totti, pe da. Totti e Totti, ok? Da. Francesco, Cristi? Da. Cristi poate că și sufletul, dar chiar e un campion adevărat. Și de când era mic, Falcao. Falcao, brazilian, da. De la Roma, mi-a jucat și Falcao, Falcao, Cerezo, asta da. Sunt jucătorii unde eu. Messi sau Cristiano Ronaldo? Să știi că de multe ori Messi și de multe ori Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo a făcut o mare provocare acum. Pentru aici, asta mare respect. Aici vreau să ajung. Mai poate să stea cineva în cale lui Juventus, care oricum câștiga an de an. Știi că și că sâmbătă la primul meci n-a fost simplu. Da. Asta te zice de multe ori că acolo găsești. Ronaldo găsește. Apărare, strinț. Portari, că fac portari. Și bătai, că îți dau. Da. Și nu e așa de simplă cum e cum era în Spania. Și nu mai așa de ușor câștiga Liga Campionilor. Da. Mai ușor da. O câștigi cu Real decât cu Juventus. Da, 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 dar chiar ei sunt super profesioniști. Juventus a ajuns în două finale în ultimii ani fără Cristiano super, Ronaldo. Super profesioniști. Juventus sunt super profesioniști. Pe cine vezi anul ăsta Liga Campionilor? Dacă zice sufletul e ceva, dacă zice minte e altceva. Sufletul Roma, ok. Ați fost chiar, aproape anul ăsta. Ai plâns, da. Cred că, la meciul cu Liverpool. Nu am plâns, da. Dar chiar noi, eu am fost foarte mulțumit pentru Sebio și da. Pentru că pentru el a fost o mare lucru să ajungi acolo. Deci, dacă Roma nu câștigă, cine câștigă? Juventus poate să câștige și se știe că sunt fericit dacă câștigă Juventus. Da. Manchester City și PSG, care an de rând o bagă și n-ajung niciodată? Juventus are ceva. Are ceva, sunt concreți, sunt șmecheri în teren, da. Înțelegi? Alții joacă, alții fac ala sunt șmecheri. Croația ți-a plăcut? Da. De ce a ajuns Croația și România nu poate 4 milioane de persoane și România are 20 milioane și da. Nu e bine, așa este. Luptători. Nu știu, au multe jucători care stau afară. Foarte mulți. Foarte, foarte multe și sunt jucători de valoare. Îți mulțumesc, Pietru. Așteptăm să faci un mare transfer pentru da. Fotbalul românesc în curând. A fost o plăcere să dialogăm. A fost povestea lui Pietro Chiodi, italianul care este acum și jumătate român și care are cei mai importanți fotbaliști români din generația actuală pe care îi intermediază. La revedere!